bineînțeles, la moment sunt absolut diferite tactici, diferite metode de luptă și de apărare. Părere de rău, a fost cam puțin timp. Sunt lucrător simplu, manager pe vânzări. Super. Adică nu mă ocup cu sportul ceva din chestii de astea, dar dacă mi-a venit citația, m-am prezentat la primul ordin și am executat, mi-am făcut cunoștință cu mulți prieteni, bărbați adevărați. Vârstele sunt diferite, de la 20 ceva de ani până pește 40-45 de ani. Eu, de exemplu, am 40 de ani în curând. Nu m-am temut să mă prezint. Exercițiile actuale în contextul acelui stimul sau acelui sistem de apărare a patriei care trebuie să-l aibă fiecare, sunt binevenite în oricare context, în special în contextul dat respectiv, trebuie să ne ducem cu demnitate și onoare acest exercițiu. Ce vă ocupați în viața noastră de zi cu zi? Sunt jurist. Nu știu să vă lăsă, că ce ustroiți pe contractul, varmă. Больше ничего не хочу. Мне понравилось и хочу вернуться. Когда закончил срочку, надо было оставаться. И сейчас хочу вернуться. Подумал своей головой все-таки и хочу другую жизнь жить. Vreau să menționez că aceasta nu este legat de contextul geopolitic sau de situația din regiune sau de războiul din Ucraina. Este un exercițiu planificat, care l-am planificat, am început să planificăm încă în 2022 aceasta, să face planificare pe un termen mai lung. A fi gata de a apăra țara. Da? În 92, când am fost chemați, eu sunt participant tot, da? Nici nu ne-am gândit niciun pic, da? Ca să ne schivăm. Ne-am dus. Păreri de rău, eram fost prost instruiți atunci. Mulți de noi au fost prost instruiți, dar acum noi trebuie să fim gata. Am mai multe profesii, la moment sunt între două contracte cu Organizația Mondială a Sănătății ca expert tehnic.